Adrian este elev la Colegiul Național Nicolae Titulescu din Pucioasa și anul acesta a câștigat locul întâi și medalia de aur la Olimpiada Națională de Informatică. El este doar unul dintre viitorii programatori ai României. Vrea o carieră în IT și vrea să rămână acasă pentru a face performanță. Lucrează între 12 și 14 ore pe zi la calculator atunci când se pregătește pentru un concurs, dar spune că nu resimte oboseala. Mai mult am învățat și la școală, dar și acasă pentru că am practicat. Am stat și 14 ore pe calculator, dar nu cred că a fost o risipă de timp pentru că am făcut acest lucru cu pasiune. Vreau să învăț informatică și să mă duc la facultate de automatică. La automatică. Da. Vrei să lucrezi în domeniul acesta? Da. În țară sau peste hotar? Momentan mă gândesc în țară pentru că avem și noi aici posibilități foarte mari. Vlad este cel mai premiat elev dâmbovițean la informatică. Studiază la Colegiul Național Ienăchiță Văcărescu din Târgoviște. Este pasionat de IT de mic și spune că totul a început ca o joacă. Acum vânează toate concursurile din domeniu și a reușit să obțină performanțe deosebite. Cel mai mult a petrecut 27 de ore la calculator, la un concurs maraton. Sunt mare fan al hecatoanelor, deci de obicei îmi place să stau o perioadă foarte lungă și apoi o pauză foarte lungă. Cel mai mult am stat undeva pe la 27 de ore, ceva de genul. Fără să faci o pauză? Cu pauză de cafea, aferentă. Prima oară am participat la Olimpiada Tehnologiei Informațiilor, unde am luat o medalie de argint și o mențiune. Și celălalt concurs dinainte a fost campionatul Zio Robotics, la care am reușit cu echipa să luăm locul 3 mondial. Mondial? Da. Unde s-a ținut? În Alicante. Totul începe prin joacă, însă este nevoie de multă muncă în acest domeniu, recunoaște inspectorul de informatică din județ. Acesta speră ca tinerii să reușească să facă performanță în domeniul IT, dar în țară. Edison, care a spus că geniul înseamnă 99% transpirație și abia 1% inspirație, înseamnă și joc, într-adevăr, dar jocul acesta trebuie pe urmă direcționat și canalizat către ceea ce este important în știință și către performanță. Și acest lucru nu se obține decât cu sacrificii, cu nopți nedormite. Sper să rămână cât mai mult sau sper să plece și să se întoarcă. Pentru că performanța în informatică poți face foarte, foarte bine și aici la Târgoviște, datorită internetului, putem să colaborăm și să proiectăm și să dezvoltăm softuri oriunde am fi. De altfel, România are un mare deficit de angajați în IT, iar în ultimii ani se confruntă cu o criză de forță de muncă în acest domeniu, pe măsură ce noi firme se înființează sau companii din străinătate își deschid sedii la noi. Un studiu al Asociației pentru Industria Electronică și Software arată că avem nevoie de 30.000 de IT-iști în întreaga țară. Cu toate acestea, tinerii foarte buni și care au competențe în domeniu se gândesc să meargă peste hotare. Mihai este unul dintre ei. Cea mai mare performanță a fost când am luat medalie de bronz la Olimpiada Națională de Informatică în anul trecut, dar și la concursul național de robotică First Challenge. Aș vrea să mă consolidate, dar aș vrea după să mă întorc în România. Unde te-ai gândit anume străinătate? Deocamdată Anglia. În Anglia? În Anglia, da. Ai văzut acolo un colegiu sau universitate care să-ți se ofere ce dorești tu? Da, îmi place, mi-a plăcut Imperial College London, pentru că este mult încearcă să promoveze partea asta practică a lucrurilor. Toți olimpicii și câștigătorii concursurilor din domeniul tehnologiei informației au fost premiați de Inspectoratul Școlar Dâmbovița. Aceștia au primit diplome și premii oferite de sponsori. Primăriile și Consiliul Județean au anunțat că îi vor premia și cu sume de bani.